tot timpul parfumat. Deși tu un like, subscribe, piesele YouTube, piesele. Ok, salut, eu sunt Vlad Grigore și în episodul de astăzi am adus o persoană pe care eu o apreciez super mult din online. Nu știu dacă o știți, probabil o știți de la Bravo Ai Stil. Are foarte multe piese, ca să nu le-ați ascultat. După vlogul ăsta puteți să faceți chestia asta. Este vorba despre Teoros. Ce faci, Teoros? Ce părere ai despre că te-ai limbotezat? E așa că și el a avut ceva cu mine și acum pe final pot să am și eu ceva cu el. Ce să fac? Sunt tristă, rău. Am avut niște bucle. Știi cât am avut ca cu ieri? Atâta. Uite și tu din atâta cum arăta. Zici că sunt câine plouat. Astăzi, dragilor, o să filmăm Insula Dramei Totale, o ediție specială în care o să aduc mai mulți artiști și o să-i trag puțin de limbă, dar nu prea tare. Dă limba să te rămâne. Că am limba lungă, pot să-mi ating nasul. Auziți, dar ia stat puțin, mă, cadrul e pa bine sau îl dau un pic mai jos? Ia un pic așa, mă, dacă tot. Deci, Teo, ți-am explicat. Eu mi-aduceam câte 3 prieteni în vlog și le puneam câte 3 întrebări la fiecare. Este foarte simplu. Dacă nu vrei să răspunzi la ele, poți să faci o provocare pusă de mine. Și tu cum ești așa de fel așa? Tu ești și tu înțelegător? Adică, ce fel de provocare ai tu? Hai să vedem până la urmă. Te-am cunoscut astăzi și eu n-am încredere în necunoscuți. Mama nu ți-a zis să nu vorbești cu străine? Ba da, dar am ascultat-o mai puțin pe mama eu în viața asta, pe parcursul existenței mele. Eu prea puțin am ținut cont de ea, că dacă țineam cont de ea, cred că eram și mai departe, sincer. Nu știi, mă, melodie? Păi e verde mărăcinei, dă mamă cu piciuri minei, dă mamă cu piciuri minei, că n-am ascultat de tine. Deci vreau să vă zic că mai am atât de puțin să fac 100k pe Instagram. Hai, vă rog eu acum, intrați după vlogul ăsta și dați-ne un follow pe Instagram, Teo Rose, Vlad Grigore. Hai că mai am puțin să fac 100k, tu cât ai? Tu ai 300k. Am 400, vezi că m-am dus. O să fiu un fel de Elin Cavan, pesteluță, te rog. Ești pesteluță. Chiar ești pesteluță? Să mă, dar nu ne fi pesteluță. Mai nimerit. Clasează juriul de la Bravo Ai Stil după competențele lor. Munteanu locul 1, așa. Luca Vădulescu locul 2, Cătălin Mărăt locul 3. Să știi că așa îl vedeam și eu. Moris Munteanu e un om cu cunoștințe nu doar în modă, de toate felurile, ne-a copleșit acolo. Câtă cultură are omul ăsta. E un om minunat despre care nu pot să spun decât de bine. Și pe Luca Vădulescu aș fi pus-o tot pe locul 1, doar că a trebuit să-i clasez. Pe Luca Vădulescu o iubesc extraordinar de tare. Între noi două să fie întotdeauna ceva, o legătură. Și despre Cătălin Botezatu să nu mă întrebi nimic. De ce să nu te întrebi? Hai să fiu Linca. Ia zi, de ce? Ce părere ai despre Cătălin Botezatu? Așa că și el a avut ceva cu mine și acum pe final pot să am și eu ceva cu el. Dar pot să zic o chestie, n-am zis-o nicăieri. Zic ție aici. Acum șoc! N-am pus-o la mine pe vlog că mi-a fost rușine, dar ce-o zic ție? Tata, îți dai seama, se uită la televizor. Eu am înțeles că poate nu i-o fi plăcut cum am descurcat eu în emisiunea lui Cătălin, poate nu știu ce, n-am nimic, nu trebuie să mă placă toată lumea, știm deja da, teoria care e. Bă, da, tata, gândește, tată de fată să uită la o emisiune și îl vede pe ăla cum zice. Să știi că nu ești cine știe ce și dacă ești doar talentată n-ai făcut nimic, gen, și e și urâțică, mi-a zis odată, gen. Și gândește la tata așa, tată de fată orgolios, gelos, cum se uită la televizor și vede pe om că îi zice așa. Doamne, păi nu te ia dragi. Ia fii atent, mă duc acasă odată și zice tata, păi, să-i zici lui Botezatul ăla că mi-am comandat 3 perechi de kilos de la el doar ca să mă cac în ei. M-a prostizit chiar, mă vede tot TikTok-ul, toată România. Oameni buni! Să știți că ținep, dar numai, că știți. Am o întrebare așa pentru tine, nu știu cine mi-a suflat mie o floricică. Păi tu vorbești cu florile? Ești certată cu Dorian Popa? Nu. Nu? Eu cu el n-am discutat, mă. Doar am văzut story-urile alea care erau vis-a-vis de story-urile pe care le făcuse managerul meu, Boier Bibescu. Și vrei să-ți povestesc cum a fost toată da, situația? Da, chiar da. Mă, era la filmările unui videoclip și Dorian are filtrul ăla cu curtea lui, cu piscina, cu toate cele. Și acum băierul a venit și mi-a băgat telefonul în față. Eu fără să-mi dau seama care-i treaba. Erau toate glumele cu noată cheluțu, seneacă cheluțu. Și a făcut glumele astea cu seneacă cheluțu fără să mă raportez la cheluțu ca la un animăluț care nu are nicio vină. Săracul de el, îți dai seama că nu m-am gândit că vreau să nece sau să moară sau să, Doamne ferește, iubesc animalele, ce dracu. Băi băiete, și am făcut glumele alea fără să mă gândesc eu că mă ia cineva în serios sau că vede Dorian și se supără, mai ales că am lucrat cu Dorian, adică el știe ce fel de om sunt da, da, da. Și despre băierul știe, adică nu ne gândeam că să supără el sau cineva. Băi băiete, și a doua zi de dimineață începe lumea să-mi trimită
story-uri de la Dorian în care zice că am râs de familia lui moartă, că nu știu ceva. Uite, pe el să-l chem la Insula Dramei Totale, că era bun acum aici. Cum am aș putea să-mi permit să râd de familia cuiva? Nici vie, nu moartă! Oh my God. Dar nu vrei să faci glume. Adică intențiile noastre clar nu au fost alea și n-am vrut să râdem sau să dorim rău cuiva, fie și un animal, Doamne ferește. Dar asta s-a întâmplat, s-a supărat, probabil că i-a și trecut. Dacă ai avea 3 gloanțe, în cine ai trage prima dată de la Brava Stil? Prima dată în Cătălin Botezat. Dar nu să moară. Nu să moară. Nu să doare, vorbe și pun și vestea antiglonț. Uite, cred că și lui Roxana Nemeșe aș da un glonț așa, tot așa, de impuls. Și o susținem la Survivor, apropo, că e la Survivor. Și am văzut că face treabă bună acolo. Știi cum e, un glonț în spate, un pas înainte. Da. Și al treilea? Și al treilea glonț îl dau lui Andrei Tonciu pentru că s-a supărat pe mine în mare finală că am nominalizat-o după ce și ea mă nominalizeze pe mine și nu mi s-a părut corect că s-a supărat și de-aia îi dau un glonte și îmi pare rău că s-a supărat pe mine, dar îl dau. Spune-mi un manelist cu care nu ai mai vrea o colaborare. Nu cred că m-am pus să fac treaba asta, jur. Spill the tea. Sau, bineînțeles, ai faza cu provocarea. Gata, mă știu. E o piesă care n-a apărut, e în colaborare cu Jador. El e plecat la Survivor, deci n-are cum să vadă asta, așa că zic pe el. Dar eu aș mai vrea să cânt cu Jador, că mie îmi place foarte tare. Dar zic pe el că n-are cum să vadă și n-are cum să supere pe mine și oricum. Și mă, Jador, îl susținem la Survivor, să știți, oameni buni. Pe toți votați la 1206. Tot la 1206? Nu, cred că am inventat. Nu mai votați la 1206, că le dați bani la canal de... Punem în ordine, după voce, următoarele cântărețe. Ina, Antonia și Alina Eremia. Alina Eremia. Prima? Da, e pe primul loc. După care Ina, pe locul 2 și pe locul 3 Antonia. Nu știu, asta e părerea mea, nu știu. Vedeam pe Antonia așa super, e super mișto și ca aspect ea și... Bă, ca imagine, e greu să te compari cu Antonia. Ca succes e greu să te compari cu Ina. Da. Iar Alina Eremia e specială cu totul. E o tipă pe care o apreciez foarte mult. Odată pentru că foarte talentată, cântă foarte bine. Am urmărit-o la Te Cunosc de Undeva când a fost și cred că e singurul artist pe care l-am văzut acolo, care cântă, dansează mai bine decât dansatorii și nu gâfâie. Spune numele prietenului care te-a dezamăgit ultima dată. O să fac o provocare. Există o situație pe care aș putea să o spun. Doar că nu vreau, pentru că poate să iște niște discuții și nu nu-mi doresc. Așa că dă să fac o provocare. Oh my God, bă, deci cred că asta e, nu știu, nu e prima provocare, e a doua provocare făcută de cineva, pentru că toată lumea le-a răspund, ador. Deci vreau să ștergi de pe Instagramul tău o poză. Ori ne citești ultimul mesaj cu iubitul tău. A zis el, te iubesc, fără bani nu e închiriat și am zis și eu. Uite. Oh my God, suntem în telefonul lui Teo, ador. E ultima. Eu te mă, e ultima. Ce tare am fost pe provocarea asta, mă ziceți voi. Dacă nu ai fi cântăreață, ce job ai avea? Actriță. Actriță? Da. Porno? Sau... Bă, nu prea mă pricep așa la porno și chiar râdeam că mă mai întreabă și pe mine prietene. Uite, nici asta n-am spus. De ce trebuie să-i spurcat așa la gură, mă? Zii, uite, camera este aici, uite. Mă întreabă prietene. Ai, fată, ții și tu d-alea așa, roguri d-alea, rochițe d-alea scurte, așa, cu șosețele d-alea, că nu știu cum trebuie să numesc alea așa. Dar știu ce zici. Porjartiere. Porjartiere, da. Ții și tu, să-l surprinzi și tu, soare. N-am zis. Fe. Dacă mă îmbrac eu așa și mă văd eu îmbrăcat așa, mă buvnește râsul și pe mine și pe el, dar nu ne mai arde de nici. Mi se pare extraordinar de amuzant și în contradictoriu cu personalitatea mea, care e asta, gen. Uite-te la mine, mă vezi îmbrăcat în dălă, zi-te, uite-te, uite-te, uite așa la mine, așa cum pare așa, uite-te, mă vezi îmbrăcat într-un furou de la așa. Nu zici că sunt Charlie Chaplin. Gata cu întrebările, am trasă de limbă pe Teo Roz foarte mult. Eu sper că v-a plăcut, dacă da, nu uitați să ne dați un like, mai lăsați-ne comentarii pe cine să mai duc în seria asta, Teo Roz, Doamne, ador că am filmat cu tine, efectiv, ești viața mea. Chiar mă bucur, chiar viața mea. Stai și chiar m-am distrat și m-am simțit bine de tot. Nu uitați să ne dați un follow pe Instagram, Teo Roz, Vlad Grigore, intrați și pe canalul ei neapărat să vedeți piesele, Doamne. Bravo lor, au stil țiganii, bine se îmbracă romanii, la final și elegant. Și tot timpul parfumat.